Vă propun să vedem care este perspectiva profesorilor, pentru că o parte dintre ei par a fi dispuși să renunțe la grevă, însă asta au anunțat oficialii din Ministerul Educației. În jurul prânzului ar urma să fie făcută o centralizare a dascălilor care vor să revină la catedră. Colega mea Ioana Corneev este la un liceu din București. Bine te-am regăsit, Ioana. Care este situația la liceul unde te afli tu? S-au întors o parte dintre profesori la cursuri? Bun găsit! Sunt discuții între profesori pe grupurile interne de WhatsApp. O să aflăm mai multe informații chiar acum de la directoarea Colegiului Național Ion Luca Caragiale. Doamna Andreea Bode este alături de mine. Bună dimineața și mulțumesc că ați acceptat invitația. Spuneți-ne, vă rog, care este situația la dumneavoastră în liceu. S-au întors astăzi profesorii la catedră? Nu s-au întors. Doar doi colegi de-ai noștri, de când s-au intrat în mini-vacanță și până acum, și-au exprimat dorința de a reveni la ore. Deci, în continuare, din 80 de profesori ai școlii, în acest moment 72 sunt în grevă, doar 8 sunt la școală. Care sunt discuțiile între ei? Cât mai sunt dispuși să stea în grevă general? Discuțiile nu se poartă la nivel agresiv așa. Ce pot să vă spun este că din informațiile mele sunt vreo 5-6 colegi care se gândesc serios. Încă sunt în grevă, dar se gândesc serios ca azi, mâine, poi mâine să revină la cursuri. Dar nu mai mult de atât. V-au spus și motivele financiar sau pur și simplu se gândesc la situațiile elevilor? De ce s-ar întoarce acești 5-6 colegi de dumneavoastră înapoi la școală? Acum fiecare este într-o altă situație. Există și motivul financiar, bineînțeles, pentru că noi avem contractul de muncă, colegii mei au contractul de muncă suspendat și începe să fie o problemă și acolo. Unii sunt dezamăgiți de impasul în care se află negocierile, să spunem, dacă mai sunt negocieri, și pur și simplu se gândesc că lucrurile așa vor rămâne și atunci ce rost mai are să mai fim în grevă. Dar unul dintre motive este sigur cel financiar. Care este situația acum a elevilor? S-au încheiat mediile pentru elevii de clasa 12-a mai ales? Nu s-au încheiat mediile pentru elevii de clasa 12-a. Colegi din cei 8 profesori care predau la clasele a 12-a vor încheia, ei vor încheia și vor încheia propriile medii la rubricile lor. Ceilalți nu au încheiat situația școlară încă.